Ok. Bun, eu cred că noi putem să începem. Văd că toată lumea este. Vă rog să vă faceți comoz. Bună ziua tuturor și bine v-am găsit astăzi la acest eveniment care pentru noi este unul mult așteptat. Noi am tot vorbit despre lansarea rețelii școlilor model în ultimele 3-4 luni de zile și mă bucur foarte mult că după toate aceste discuții suntem astăzi aici, alături de reprezentanții celor 35 de raioane și celor 35 de instituții de învățământ care vor face parte din această rețea a școlilor model și că facem primul pas în implementarea acestui proiect care pentru noi este un proiect de țară, unul foarte important. Noi o să avem astăzi discuții pe marginea conceptului școlii model, o să facem o prezentare despre viziunea pe care o avem noi privind necesitatea creierii acestei rețele și o să vă invităm inclusiv să cunoașteți partenerii care la această etapă au făcut posibil lansarea proiectului și care ne susțin în tot acest proces de transformare. Ideea creierii rețelii școlilor model pornește nu în ultimul rând de la rezultatele pe care noi le-am avut la PISA și care le-am văzut în decembrie 2023, rezultate de la care pornim și care trebuie să le îmbunătățim. Am văzut acea situație unde 7 din 10 elevi din mediul rural, din păcate, nu ating încă un nivel minim de competență la citire și matematică. Și atunci ne-am gândit că ar fi oportun să oferim posibilitatea elevilor, în special din localitățile mici, să acceseze educație de calitate la nivel raional și să investim în crearea acestor poli de atracție în fiecare raion, care să servească ca destinație, în special pentru elevii din instituțiile foarte mici. Pentru ca să le transformăm cu adevărat în poli de atracție, o să discutăm astăzi ce urmează să facem, dar vorbim evident și de infrastructură, dar școala model nu este despre infrastructură în primul rând. Asta este un factor care permite ca procesul educațional acolo se întâmple la cele mai înalte standarde, dar ceea ce contează într-un final cel mai mult este cadrul didactic, directorul instituției de învățământ, modul în care sunt construite procesele în instituție, disponibilitatea materialelor didactice și multe altele care transformă acea comunitate în una cu adevărat performantă. Dar o să revenim un pic mai târziu, nemijlocit, la conceptul școlii model. Pentru început, vreau să-mi invit alături de mine colegii care ne-au susținut în acest demers până acum și alături de care noi o să continuăm să implementăm acest proiect cel puțin în următorii 2 ani de zile, deși ambiția este mare și eu cred că noi o să avem nevoie de mai mult timp și oricum asta este o primă etapă și nu ne oprește nimic ulterior să extindem această rețea dincolo de cele 35 de instituții de învățământ. Dar deja sunt oameni care în tot acest proces ne-au ajutat și ne-au susținut. O să invit alături de mine în scenă pe doamna Carolina Odobescu, coordonator principal la Banca Mondială. O să vă rugăm să luați loc. Pe doamna Magdalena Müller-Uri, șefa departamentului operațiuni a delegației europene în Republica Moldova. Pe doamna Maha Dabaj, reprezentantă de țară a UNICEF-ului. Pe doamna Gasparicova Daniela, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. Și pe domnul Will Trigg, șeful echipei economice a USAID. Pentru început, o să vă rugăm să veniți cu un cuvânt de salut, să ne spuneți în esență de ce credeți în acest proiect și cum instituția pe care o reprezentați urmează alături de Ministerul Educației, de ceilalți parteneri, de comunități nemijlocit, să transpună această viziune în realitate. Și o să rog pentru început pe doamna Odobescu să vină cu un cuvânt de salut. Bună ziua tuturor! Nu știu, bună dimineața, bună ziua, cum ne găsește această zi și cine la ce oră s-a trezit. Cred că este indiscutabil în rândul celor prezenți și nu doar că investițiile în capitalul uman dau roade și aduc rezultate tangibile pentru economie și viitorul țării.
Acest lucru este foarte important pentru că, și nu doar pentru că, dar ținând cont mai ales de faptul că Republica Moldova în ultimul timp s-a confruntat cu o serie de șocuri și de crize, ca să le enumerăm prin cele cunoscute, sunt criza energetică, influxul de refugiați cauzat de invazia Rusiei în Ucraina, să nu uităm și de COVID. Și toate aceste lucruri, toate aceste crize, șocuri, au pus presiune asupra gospodăriilor din țară, asupra familiilor, asupra economiei țării și asupra, și asupra resurselor financiare disponibile pentru prioritățile țării. Și îmbunătățirea capitalului uman, sigur, este una dintre aceste priorități. Ziceam că printre șocurile cu care s-a confruntat țara în ultimul timp este și pandemia de COVID. Și revin la ceea ce a zis domnul ministru mai devreme, aceasta s-a soldat și a fost unul din factorii care a determinat sau care ne-a demonstrat că școlile din Moldova nu dispun de această reziliență, de această rezistență la aceste șocuri externe. Conform estimărilor, diferența de performanță dintre elevii avantajați și cei dezavantajați s-a mărit, scorurile la citire având o diferență cu peste 3 ani de școlarizare. Și cred că este foarte important să recuperăm aceste pierderi de învățare cauzate nu doar de pandemie. Trebuie să le recuperăm, dar trebuie să prevenim pe viitor deteriorarea continuă a acestor rezultate. Și Banca Mondială ca instituție este alături de Guvernul Republicii Moldova prin sprijin financiar, dar nu doar prin sprijin financiar, inclusiv prin asistență tehnică și activități analitice, oferind ajutor țării în îmbunătățirea mediului de învățare în instituțiile participante, și aici vorbim despre infrastructură, dar nu doar, pentru că capitalul uman, am zis de la bun început că este foarte important, cu un accent pe elevii și studenții dezavantajați. În special, prin intermediul proiectului de îmbunătățire a calității educației, finanțat de bancă, vom consolida capacitatea Ministerului Educației și a Cercetării pentru managementul îmbunătățit al sectorului educațional. Aceasta constă în îmbunătățirea practicilor de predare, atunci când vorbim de cadrele didactice, de un program de recuperare a învățării pentru elevii dezavantajați, și, sigur, printr-un mediu de învățare îmbunătățit în școlile și grădinițele vizate. Proiectul va sprijini, de asemenea, schimbări sistemice care promovează și practicile de digitalizare a sectorului pentru a spori reziliența. Vorbeam la început despre importanța rezilienței sectorului educațional și nu doar la capitolul infrastructură. Și nu în ultimul rând, va oferi sprijin pentru combaterea decalajului de gen în educația STEM, în școlile participante. Acest proiect de îmbunătățire a calității educației are drept scop modernizarea infrastructurii, am vorbit deja despre acest lucru, dar și creșterea calității educației în țară. Astfel vor fi construite 3 licee, iar alte 15 școli și 15 grădinițe vor fi reabilitate. Totodată, 200 de instituții vor fi dotate cu echipamente IT, iar profesorii și managerii școlari vor beneficia de programe moderne de formare continuă, precum și de instruire în utilizarea și întreținerea acestor sisteme IT. Ministrul Dan Perciun a subliniat necesitatea continuării reformelor în sistemul educațional și Banca Mondială este alături pentru a sprijini în continuare toate acțiunile îndreptate spre acest obiectiv. Voiam să zic că Banca ca instituție, prin intermediul mai multor proiecte investiționale și activități analitice, susține această agendă. De exemplu, pe lângă acest proiect de îmbunătățire a calității educației, mai sunt și alte proiecte finanțate de bancă, spre exemplu, cum ar fi cel de îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă și salubrizare. Prin intermediul acelui proiect, de exemplu, ne propunem să reabilităm și să reparăm grupurile sanitare în școli. De asemenea, prin alte proiecte finanțate de bancă în sectorul energetic, pentru că sunt mai multe, încercăm să îmbunătățim și eficiența energetică în cadrul instituțiilor școlare. Și mă bucur că suntem alături ca instituție pentru a sprijini guvernul în aceste acțiuni și este important să zic că anume toate aceste eforturi conjugate pe care le desfășurăm împreună cu Ministerul, împreună cu alți
colegi, parteneri, donatori, și nu doar prin finanțare, dar și prin asistență tehnică, consolidare instituțională și activități analitice, toate acestea contribuie ca să facem un pas în direcția corectă. Și nu doar un pas, sper ca acest pas să fie unul accelerat în următoarele luni și ani ce urmează. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Dobescu. Într-adevăr, Banca Mondială este un partener cheie în implementarea acestui proiect a școlilor model. O să ne ajute, după cum menționa și doamna Dobescu, cu investiții în infrastructură, în aceste instituții de învățământ și inclusiv cu dotări pe partea TIC, dar dincolo de asta și cu asistență tehnică, cu formări, alături de ceilalți parteneri pe care îi avem astăzi aici. Și vreau să dau acum un cuvânt de salut pentru doamna Magdalena Müller-Uri, șefa departamentului Operațiunea Delegației Europene, alături de care și alături de USAID, de UNICEF și UNDP, implementăm proiectul EUFOR Moldova, care la fel vine să contribuie inclusiv la crearea acestei rețele a școlilor model. Thank you. Bună dimineața. I will speak in English. I don't know if O să vorbesc în engleză, nu știu dacă este în traducere. Sunt foarte încântată că m-ați invitat și pe noi să fim alături aici cu ceilalți parteneri ca să vă arătăm suportul nostru. Sunt de asemenea foarte încântată să vă ofer câteva cuvinte de susținere. La sfârșitul anului trecut, Consiliul European, adică statele membri, au început procesul de negociere a aderării Republicii Moldova și din nou aș vrea să vă felicit cu acest subiect și autoritățile Republicii Moldova, în special pentru acest pas mare făcut de dumneavoastră. Este un pas istoric, deoarece pune Moldova pe drumul corect către aderarea către UE. De asemenea, înseamnă că Moldova a decis să accelereze aderarea sa, ceea ce este un pas binevenit, dar asta înseamnă un număr mare de reforme și dacă vreți să faceți acest lucru încă și mai repede, înseamnă că vor fi foarte multe lucruri care trebuie să fie făcute. În reportul de progres de la sfârșitul anului trecut și în particular când vă uitați la capitolul de educație, recomandările principale este să promovați reforme care consolidează calitatea și eficiența rețelelor școlare. Împreună cu alte recomandări, desigur, acest lucru este unul care este foarte important și este la inima recomandărilor Uniunii Europene pentru ca dumneavoastră să puteți obțineți acest lucru. Spunând acest lucru, desigur știm că acest tip de reforme sunt foarte dificile și în particular când vă uitați la sectorul educațional, deoarece este un sector care este foarte apropiat de inima cetățenilor. Și în acest context aș vrea să vă felicit pe dumneavoastră, domnul ministru, pentru eforturile dumneavoastră de reforme, eforturile echipei dumneavoastră care le-ați pus în acest lucru, pentru că știm că nu este doar foarte dificil, dar de asemenea este un proces care necesită încă și mai multe eforturi decât de obicei. Deci sunt foarte fericită să fiu aici și Uniunea Europeană este împreună cu dumneavoastră, avem Banca Mondială, avem UNDP, UNICEF, deci și partenerii noștri americani, deci de asta vreau să menționez și echipa europeană care vă susține. Vreau să vă spun o istorie. Doar câteva săptămâni în urmă am avut niște colegi din Bruxelles care ne vizitau pentru a se care au venit pentru a monitoriza situația în țară, dar și să vadă ce lucruri am obținut. Noi le-am scos din Chișinău și i-am dus la Leova. Am vizitat o școală din Leova, Liceul Spătaru, unde am fondat împreună cu partenerii noștri măsurile de eficiență în școală și situația cu IT. Deci, asemenea, ceea ce ține de eficiență energetică, am făcut asta cu partenerii noștri germani, de asemenea, cu partenerii noștri elvețieni, am fondat echipamentul IT care a fost introdus. A fost foarte călduros, deoarece măsurile de eficiență energetică au condus la faptul că era o școală foarte confortabilă și studenții erau încântați să se ducă acolo și directorul ne-a spus că sunt mai mulți studenți care vin anume la acea școală. Uniunea Europeană a susținut Moldova în sectorul educațional și va continua să vă susțină în aceste eforturi ale dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și succes! Mulțumim.
pentru tot sportul acordat și, într-adevăr, noi contăm extrem de mult pe susținerea Uniunii Europene în continuare. După cum o să vedeți și în prezentare un pic mai târziu, noi mai avem încă până la a identifica toate cele 70 de milioane de euro de care avem nevoie pentru a transpune pe deplin această viziune în realitate și sperăm că pe măsură ce ne reușește să implementăm reformele, să ne ajustăm la legislația Uniunii Europene, să ne apropiem de Uniunea Europeană, vom putea să beneficiem de suport pentru a continua extinderea și realizarea pe deplin a viziunii școlilor model. Și, bineînțeles, mulțumim pentru suportul deja acordat, pe care o să-l vadă colegii din această sală în următorii 2 ani, transpus în realitate în instituțiile din care vin. Acum aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Maha Damaș, care este o excelentă, foarte bună prietenă a Ministerului Educației și alături de care, în ultima perioadă de timp, implementăm mai multe proiecte. UNICEF întotdeauna a fost un partener strategic al Ministerului și ne bucurăm că și în acest proiect sunteți alături de noi. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, dragă minister, dragi prieteni, bună dimineața! Știți cum mă gândeam, ce să spun astăzi? Mă gândeam de ce trebuie să vinem o școală model, de ce nu vrem ca fiecare copil să fie într-o școală model? Și am realizat că nu este niciun motiv. Sunt sigură că toată lumea vrea acest lucru, dar haideți să vorbim de ce este important. Și unul din motivele principale este cel ce am menționat de Ministerul Educației. Calitatea educației este un pic cam gravă acum. Cum ați menționat, 67% de copii din area rurală nu au eficiență în cititire și matematică, dar trebuie să știm că media națională este 45%, ceea ce este de asemenea foarte grav. Dar ar trebui să... Punctul cred că este foarte puternic și important este faptul că acest lucru este propus într-un canvas, într-un câteva proiecte și nu sunt atât de multe resurse, deci nu sunt suficiente pentru a schimba totul, deci să avem acest focus, această concentrare pe crearea unui mediu de învățare și de predare care este sigur, care este sănătos, care inspiră, care este creativ, care este centrat pe copil, care este inclusiv și care este accesibil. Este foarte valoros și nu este posibil să facem acest lucru peste tot și cred că cel mai mare punct forte care îl avem este faptul că ne permite tuturor nouă să ne implicăm toate eforturile în același loc care ne va permite să aducem rezultate bune. Trebuie să ridicăm standardele și necesitățile tuturor școlilor care au nevoie și împreună cu Banca Mondială și împreună cu alți parteneri putem să implementăm acest lucru. Nu putem să abordăm necesitățile copiilor cu dizabilități în toată rețeaua de școli. Să fim realistici, trebuie să, chiar dacă vrem foarte mult, nu putem, dar într-un grup de școli model putem să facem acest lucru. Nu putem să inspirăm și să motivăm și să ajungem și să instruim fiecare profesor, dar putem să începem cu aceste școli model și asta cred că este un privilegiu pentru noi ca UNICEF, cum a menționat ministerul, cu proiectele noastre diferite în sectorul educație și digitalizare și în evaluare și instruire concentrată pe copil și este privilegiul nostru să fim capabili să spunem că uite, putem să-i adunăm aici împreună și să completăm spațiile goale care au fost abordate de alții, deci ca să ridicăm standardele educaționale. Asta este foarte important pentru că în opinia noastră ca și UNICEF, când ai aceste lucruri care sunt atât de care te preocupă atât de mult, deci sunt nu toate. Deci nu este doar un domeniu care are nevoie de capacitare, deci este fiecare domeniu care are nevoie de îmbunătățiri și asta este probabil, cel puțin eu așa cred, este ambițios și dar necesar. Este un pas ambițios, dar necesar și să ducem, să realizăm aceste schimbări care vor îmbunătăți calitatea educației, care vor absolvi studenți, care vor avea abilități în această lume digitală. Dacă îmi permiteți, țineți minte că tehnologia nu este sfârșitul, dar este un instrument pentru a îmbunătăți calitatea educației, este un instrument pentru a îmbunătăți evaluarea și accesibilitatea și așa mai departe și avem o oportunitate de a încerca acest lucru și să facem acest lucru acum.
Eu aș fi foarte plăcut surprins să spun că este greu să vorbim despre un mediu sigur dacă... Dacă mi-aduc aminte corect, în studiile recente a fost unul din fiecare patru copii din școli se simțeau nesiguri, deci nu se simțeau în siguranță, poate în bufet, poate în școală, în clasă, în coridor sau pe drumul către școală. Deci este dezamăgitor, pentru că școlile trebuie să fie niște spații sigure, ele trebuie să fie niște spații care inspiră, care te binevenesc, și eu iubesc mult această glumă și, dacă îmi permiteți să o spun, De exemplu, să îmbunătățim, dacă să îmbunătățim căldura în școli, deci eficiență energetică, va îmbunătăți mediul de învățare. Este foarte simplu. Deci chiar vă felicit pentru faptul că sunteți parte a acestui proces frumos, aceste aventuri ambițioase, și noi suntem cu toți împreună aici și sperăm să avem succes împreună cu toți dintre voi. Și aș vrea să concluzionez prin faptul că vreau să felicit guvernul pentru acest angajament tangibil către drepturile copiilor la educație, și de asemenea ar fi foarte trist dacă eu aș scăpa această posibilitate de a felicita și partenerii noștri pentru susținerea lor tehnică și financiară, ceea ce indică angajamentul lor pentru drepturile și educația copiilor în Moldova. Mulțumim foarte mult, doamna Damaj. Colegii de la UNICEF ne vor susține în acest proiect pe dimensiunea accesibilizării instituțiilor de învățământ, lucru cu copiii cu nevoie educaționale speciale și nu doar. Dar vreau să, cum am spus, subliniez un element care mi-a părut foarte important din ceea ce ați spus. Această listă de 35 de instituții de învățământ, noi nu neapărat avem toate resursele imediat disponibile. Dar însuși faptul că noi am nominalizat o listă de priorități înseamnă că pe viitor, atunci când noi vom identifica resurse, și ele oricum apar, noi o să creăm oportunități, vin și oportunități create de alții, dar de care noi beneficiem, aceste resurse o să meargă prioritar în către aceste instituții de învățământ. Deci aici e foarte important să înțelegem că când parte din această rețea, înseamnă că suntem evidențiați, în sensul în care transmitem un mesaj foarte clar către parteneri și donatori, că atunci când există o posibilitate de a face o investiție, mergem în aceste instituții de învățământ în primul rând. Bineînțeles că investim și în toate celelalte, în funcție de posibilități, dar există totuși o anumită prioritizare. Doamnei Daniela Gasparicova de la PNUD, vrem să-i mulțumim pentru că s-au alăturat și ei acestui proiect. UNDP-ul ne va ajuta în mod special cu partea de investiții în tehnologii digitale în aceste instituții de învățământ. O să începem cu 10 și în egală măsură, în parteneriat cu Uniunea Europeană, o să ne susțină și în asigurarea accesului către aceste instituții de învățământ. Noi procurăm 70 de autobuse în acest an cu ajutorul Guvernului României, dar cumpărăm și 10 autobuse din resursele Uniunii Europene cu ajutorul UNDP, care la fel vor contribui la asigura posibilitatea copiilor din mediul rural în mod special să acceseze instituțiile dumneavoastră și să vină și să beneficieze de educație de calitate. Doamna Gasparicova, vă invităm cu un cuvânt de salut. Good morning, everybody. Bună dimineața, stimate domnule ministru, parteneri, prieteni, o plăcere să fiu astăzi aici cu dumneavoastră la acest eveniment de deschidere în ceea ce privește școlile model în Republica Moldova. Și pe măsură ce ascultam ce s-a discutat, voiam să vorbesc despre aceste parteneriate model din spatele școlilor model. Sunt foarte bucuroasă că PNUD poate fi parte din ceea ce putem numi o reformă foarte ambițioasă, dar necesară. Și noi la PNUD ne bucurăm întotdeauna să fim parte din orice proces de reformă, dar mai ales în sectorul educațional. Pentru că una dintre măsurile, modalitățile de a măsura succesul programelor din țări este progresul acestor țări pentru a avea o dezvoltare umană mai bună, de a avea societăți mai bune. Și la baza acestora stă dezvoltarea posibilităților
alegerilor pentru băieți și fete, bărbați și femei. Și există foarte multe dovezi care confirmă că educația, accesul la educație, dar și calitatea educației sunt factorii care prezic cel mai bine aceste alegeri mai multe și oportunitățile pe care le vor avea băieții și fetele în viitor. Și în același timp știm că educația este un factor principal de predicere a succesului. Și când vorbim despre aceste lucruri, vreau să reconfirm că PNUD va continua în contextul acestor parteneriat să se concentreze pe îmbunătățirea politicilor, pe proiecte pilot privind aceste politici, să învățăm din aceste proiecte și să avem feedback care să ajute la îmbunătățirea calității educației. De asemenea, avem în Republica Moldova sprijin și pentru educația tehnică și vocațională și pentru învățarea pe termen lung, pentru că știm că învățarea nu se încheie atunci când încheiem facultățile, deci învățăm pe parcursul întregii vieți. Și sper că vom putea contribui la definirea acestor standarde pentru școlile model la testarea lor și cred că experiența din Republica Moldova va inspira și alte țări din regiune, dar și la nivel global. Și mă bucur că putem folosi rețeaua noastră de birouri și cele ale delegației UE, UNICEF din alte țări, astfel încât împreună să continuăm să mergem pe această cale. Aș vrea să închei prin a spune că noi nu considerăm că este nu doar interesant, dar și o experiență de prin care învățăm. Deci noi vrem să vedem ce funcționează, să aflăm ce trebuie îmbunătățit și cum împreună putem să excelăm și să aducem această reformă la cât mai mulți copii, la cât mai multe familii din Republica Moldova, pe cât e posibil. Mulțumesc foarte mult! Și nu în ultimul rând, vreau să invit și colegii de la USAID, domnul Will Tree, cu un cuvânt de salut, dar nu înainte de a menționa că USAID este alături de Ministerul Educației și de copiii din Republica Moldova, studenții din Republica Moldova, în ultimii ani, într-o manieră foarte activă. Mulți dintre dumneavoastră intuiesc că sunt beneficiari ai proiectului Clasa Viitorului, sau dacă nu sunt, vor fi, în următoarea perioadă de timp. Nu putem să nu menționăm proiectul Profesiile Viitorului, spațiul în care ne aflăm noi astăzi aici, la fel a fost creat cu suportul USAID și ne bucurăm foarte mult de acest sprijin care a fost acordat sistemului în ultimii ani și mizăm și pe implicarea USAID-ului în proiectul Școala Model. Mulțumim, domnul Trig, vă rog. Thank you, Minister. Mulțumesc, domnule ministru Perciun. Apreciez aceste remarci. Mulțumesc pentru o direcția pe care a adoptat-o ministerul sub conducerea dumneavoastră. Mă bucur să mă aflu astăzi aici, reprezentând USAID și partenerii noștri din Suedia și Marea Britanie și mulți suporteri importanți care au contribuit semnificativ la acest program pentru școlile model. Este evident că toți împărtășim viziunea domnului Perciun în ceea ce privește o educație, un sistem de educație updatat, digitalizat și de aceea sprijinim ceea ce numim noi clasele viitorului. Acestea inspiră antreprenoriatul. Vrem să pregătim elevii de astăzi pentru profesiile de mâine. Mă bucur să menționez că rolul pe care USAID, Suedia și Marea Britanie l-au ajutat în dezvoltarea acestui concept a fost important. Această strategie se concentrează pe
aplicarea în viața reală a cunoștințelor. De asemenea, sunt bucuros să spun că 25 din aceste 35 de școli participă în acest program al USAID privind laboratoarele pentru clasa viitorului. Evenimentul de astăzi arată importanța de a aduce împreună parteneri motivați, cum ar fi UNICEF, PNUD, împreună cu Ministerul pentru a implementa proiecte naționale. Am auzit mai devreme, vorbindu-se despre rezultatele testelor PISA, nu voi da nume, dar în unele țări rezultatele pot fi și mai mici. Sub conducerea dumneavoastră, eu cred că Moldova va merge înainte, spre mai sus, spre mai bine. Nu doar în ceea ce privește rezultatele la testele PISA, dar și în ceea ce privește drumul spre UE. Mulțumesc! L-ați acordat. Într-adevăr, cred că un cuvânt cheie sau o noțiune cheie în acest panel e un parteneriat model, în sensul în care mă bucur foarte mult că am reușit să facem în așa fel încât toată lumea bună să se alăture acestui proiect și să pună umărul la implementarea lui, pentru că ambiția este mare și cu siguranță necesită implicarea tuturor pentru ca să reușim să-l transpunem în practică. Vă mulțumesc și o să vă rog să luați loc. O să avem o scurtă prezentare cu privire la concept, școlii model, după care un pic mai multe detalii oferite despre proiectul Băncii Mondiale de către domnul Lysenko și două prezentări ulterioare din partea a doi colegi directori care au beneficiat de investițiile din partea Băncii Mondiale în proiectul anterior. Sergiu, am să rog să mă ajut, dacă pot, cu prezentarea. Da, cred că e timpul să dăm citire listei acestor instituții de învățământ care o să facă parte din rețea la prima etapă și, după cum spuneam, ne-am dorit mult să putem să extindem pe viitor și să nu avem 35, să avem 1200 de instituții de învățământ care să le numim școli model. Felicitări colegilor din Soroca, de la Liceul Petru Rareș, colegilor din Anenii Noi, de la Liceul Mihai Eminescu, colegilor din Sângerei, de la Liceul Olimp, colegilor din Rezina, de la Liceul Alexandru cel Bun, colegilor din Ungheni, de la Liceul Alexandru Pușkin, Strășeni, din Liceul Mihai Eminescu, celor din Chișinău, de la Liceul Republican Sportiv, care o să fie și ei parte din această rețea, cei din Căușeni, de la Liceul Mihai Eminescu, Călăraș, Mihail Sadoveanu, Cahul, Mihai Eminescu, Iedineț, Mihai Eminescu, Lova, Mihai Eminescu, o denumire foarte populară din Instituția de Învățământ în Republica Moldova, Coșnița, Ion Creangă, Nisporeni, Liceul Mircea Eliade, Hâncești, Liceul Mihail Sadoveanu, Criuleni, Boris Dânga, Orhei, Onisifor Ghibu, Bălți, Hașdeu, Ocnița, Mihail Sadoveanu, Briceni, Grigori Vieru, Râșcani, Liviu Damian, Drochia, Liceul Mihai Eminescu, Glodeni, Vasili Coroban, Șoldănești, Alexei Mateievici, Ceadârlunga, Mihail Ceachir, Basarabeasca, Liceul Constantin Stere, Cantemir, Mihai Eminescu, Cimișlia, Mihai Eminescu, Dondușeni, Alexei Mateievici, Fălești, Ion Creangă, Florești, Costin, Răzeni, Ion Pelivan, Ștefan Vodă, Ștefan Vodă și Telenești, Instituția Publică Gimnaziu Mihai Eminescu. Vă dați să ne aplaudăm! Ok, deci eu cred că e timpul un pic să explicăm despre cum am ajuns noi la această listă de 35 de instituții de învățământ și de ce arată așa cum este. Deci noi am avut două criterii de bază, în baza la care au stat la fundamentul acestei decizii. Pentru noi a contat foarte mult să selectăm școli care au un număr
suficient de mare de elevi și noi am setat aici pragul la numai puțin de 500. Acum sunt unele raioane în care cel mai mare liceu este un pic sub 500 și atunci, pentru că am vrut să avem o reprezentare geografică foarte echitabilă și ne-am străduit din fiecare raion selectăm cel puțin o instituție, avem și așa instituții care sunt un pic sub 500, dar asta a fost criteriul numărul 1, să aibă cel puțin 500 de elevi și în a doilea rând ne-am preocupat de capacitatea disponibilă. Deci câte locuri libere mai sunt în instituții conform proiectului, pentru că, după cum vă spuneam, unul dintre obiective este să oferim acces și copiilor din mediul rural la această instituție de învățământ și atunci conta pentru noi să ne asigurăm că avem unde crește, că mai putem accepta copii în instituția respectivă și astea au fost cumva două criterii de bază pentru selecția lor. Avem două obiective principale cu crearea acestei rețele a școlilor model. În primul rând, ziceam, să transformăm instituția într-un pol de atracție regional, ca să putem oferi acces copiilor din mediul rural la această instituție de învățământ, dar nu în ultimul rând și cred că poate un obiectiv mai ambițios, într-o mare măsură, ține de transformarea organizațională. Noi o să prezentăm azi anumite principii cu privire la școala model, dar ne-am dorit foarte mult să discutăm împreună cu dumneavoastră, în instituția noastră, cu colectivul de pedagogi, cu elevii, cu părinții, despre cum văd ei lucrurile la moment, raportate la principiile pe care le vom prezenta și cum putem împreună, cu suportul nostru, să ne apropiem de realizarea 100% a celor principii în practică. Deci obiectivul este nu pur și simplu să facem investiții în instituțiile astea și să oferim acces, dar și să schimbăm modul de să îmbunătățim, să extindem, să inovăm, să schimbăm modul în care se întâmplă lucrurile în instituțiile acestea de învățământ pentru a putea să ne aliniem acelor viziuni și obiective despre care s-a discutat mult în sistemul nostru educațional, fie că educația e centrată pe elev, fie că implementarea tehnologiei digitale, s-au tot formulat diverse obiective până acum și noi ne-am dorit să putem să vă susținem în a atinge acel nivel și bineînțeles că toate astea le facem în primul rând pentru a crește performanța elevilor, pentru a crește starea de bine, modul în care ei simt la școală, instituțiile se corespundă cu adevărat așteptărilor lor și aici vom avea și un obiectiv de țară de a crește cu 25% rezultatele noastre la PISA în 2025. Foarte ambițios, timpul este puțin, dar eu cred că noi mai bine să ne setăm obiective ambițioase în jurul cărora să ne mobilizăm, decât din start să alegem să facem doar ceea ce credem că este posibil, mai bine să încercăm să facem imposibilul și după aia să facem maxim, să obținem maxim. Pe dimensiunea pol regional de atracție, sunt patru intervenții de bază care le vedem noi. În primul rând ține de îmbunătățirea condițiilor de studiu, ceea ce înseamnă dotări, investiții în infrastructură. Dincolo de asta, asigurarea accesului și aici nu o să putem să facem acest lucru fără să investim în mijloace de transport și după cum menționam, deja am desfășurat achiziția pentru a procura 70 de autobuse. Sperăm mult să ajungă în Republica Moldova în septembrie-octombrie. Din suportul Uniunii Europene prin intermediul UNDP urmează să mai procurăm încă 10 unități de transport în acest an și în 2025 mizăm în continuare pe suportul României pentru a putea să procurăm cel puțin încă 70 de autobuse. Deci e timpul să reînnoim parcul de autobuse existent, știm cu toții că de prin 2013-2014 nu prea au fost investiții la nivel național semnificativ în acesta și atunci cred eu că aceste achiziții vor fi foarte binevenite și vor crește capacitatea noastră de transport oferind acces mai multor copii la aceste instituții și nu doar. Creiem acea alocație despre care am vorbit public și mizăm să votăm în două lecturi proiectul de lege până în luna februarie ca părinții care la moment au copii într-o instituție de învățământ cu mai puțin de 50 de elevi, în momentul în care de sine stătător aleg să meargă într-o altă instituție de învățământ, sperăm noi în una dintre școlile model, să beneficieze de alocație lunară de 50 de euro timp de 2 ani de zile. Suntem în al doilea proces de avizare și aici obiectivul este să votăm legea
la finalul lui februarie și din septembrie să devină efectivă această posibilitate. Și nu în ultimul rând, pentru că toată această abordare e construită în jurul unei filozofii stimulative. Da? Încercăm să stimulăm părinții, în primul rând, să ia cele mai bune decizii în interesul copiilor lor, să putem să oferim și alimentație gratuită pentru copiii transportați către instituțiile dumneavoastră de învățământ, dar de principiu pentru toți copiii care fac naveta zilnic pentru a merge la o școală unde condițiile de studiu sunt mai bune. Deci astea sunt intervențiile pe prima dimensiune. Pe dimensiune transformare organizațională. Deci trebuie să recunosc că aici noi încă, împreună cu dumneavoastră, trebuie foarte clar să vedem cum vom proceda și care o să fie abordarea, dar în linii generale, viziunea este următoarea. Sunt niște principii, niște idei în jurul cărora noi am construit viziunea școlii model și acestea vor servi ca un standard pentru instituțiile de învățământ, urmând împreună să vedem ce putem face pentru a ajunge la acest standard. Că e nevoie de instruiri, că e nevoie de schimbarea anumitor procese interne, că e nevoie de suport într-o mai bună colaborare, pentru o mai bună colaborare cu părinții, că e nevoie de suport pentru Consiliul Elevilor, ca ei să fie mai implicați în luarea deciziilor. Deci noi putem veni pe toate aceste dimensiuni soft, ca într-adevăr instituția să se alinieze viziunii generale cu privire la cum ar trebui să fie o școală model. Multe din lucrurile care le găsiți aici pe slide, ele sunt și în standardele școlii prietenoase copilului. Deci, nu vorbim despre altceva decât ceea ce s-a mai zis până acum și care e complicat de atins de principiu. Și noi ne-am dorit foarte mult să putem să intrăm cu dumneavoastră în acest proces de schimbare. Să fim alături, prin mentorat, prin, ziceam, instruiri, prin anumite investiții, ca asta într-adevăr să se producă și școala dumneavoastră să bifeze 100% atingerea fiecăruia dintre aceste obiective elemente. Ne dorim școli în care există un leadership și o cultură organizațională puternică, școli în care există o cultură a calității, în care există relații de muncă bune și puternice, cu care elevii se identifică, unde ei se simt bine. Ne dorim ca învățarea să fie activă, colaborativă și centrată pe elev, ca în aceste instituții de învățământ să se pună accent pe dezvoltarea gândirii critice, să se implementeze rezolvarea prin probleme, prin proiecte, elementelor pedagogice. Bineînțeles că o să vorbim foarte mult despre integrarea tehnologiilor și cum putem face asta mai bine. Au fost multe investiții în ultimii ani în digitalizare, dar nu întotdeauna acele dispozitive produc și schimbarea pe care am vrea noi să o producă, pentru că poate nu întotdeauna este suficient suport pentru cadrele didactice ca să facă uz de ele, nu întotdeauna știm cum să le aplicăm la clasă și atunci noi suntem mai mult decât bucuroși să fim alături de voi, nu doar prin dotări, dar și prin instruiri, ghidaj, orice este nevoie, pentru că, într-adevăr, tehnologiile se devină parte din modul în care predăm lucrurile. Participare democratică. Noi, la Minister, credem într-o cultură democratică în instituțiile de învățământ, unde toată lumea are un cuvânt de spus, unde există un proces consultativ pe marginea principalelor acțiuni care se desfășoară în instituție, la care sunt parte și părinții, și elevii, și cadrele didactice. Dar crearea unei asemenea culturi necesită efort și necesită deschidere și, după cum spuneam, noi o să ne dorim foarte mult să fim alături de voi în crearea unei asemenea culturi. Perspectivă globală, la ce ne referim aici? Mi-ar plăcea foarte mult ca elevii din Republica Moldova să se preocupe nu doar de problemele localității lor, sau nu doar de problemele raionului de unde vin sau țării unde s-au născut, dar să înțeleagă care sunt provocările pe care le are umanitatea în secolul 21. Să se simtă parte din marea familie a omenirii, să se identifice ca moldoveni, dar în egală măsură să se identifice ca cetățeni ai lumii și să se simtă confortabil oriunde nu ar merge, simțind că fac parte din această
mare familie globală, dar asta se educă și asta se cultivă, asta nu apare de la sine, asta pornește și la subiectele pe care le abordăm la clasă și despre deschiderea pe care noi ca instituții și parteneriatele care le avem cu instituții din afara Republicii Moldova, ocazii diverse pot fi create pentru a cunoaște mai multe despre ce se întâmplă în lume, nu doar la mine, în localitate. Toleranță, respect și incluziune, ține conon pentru oricare instituție de învățământ. Noi credem foarte mult în asigurarea incluziunii pentru copii cu nevoi educaționale speciale și, în general, pentru un mediu tolerant și respectuos față de toți, atât față de elevi și părinți, cât și față de cadrele didactice. Noi am spus-o la Ministerul Educației și o să spunem că noi credem că școala trebuie să fie un mediu sigur pentru toți. Și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice. Și este foarte important lucrul ăsta să existe. Și nu în ultimul rând, implicarea comunității. Parteneriate cu mediul de afaceri, cu părinții, cu toți cei care vor spune umărul în dezvoltarea instituției de învățământ. Cred că este un lucru bun. Școala este un pilon al comunității și bine să reușească să mobilizează întreaga comunitate în jurul obiectivelor ei. Deci, de principiu, cam astea ar fi direcțiile în care am vrea să stimulăm schimbarea în instituțiile noastre de învățământ. Cu siguranță pe unele dintre ele, dacă poate pe toate, deja se întâmplă o bună parte, dar ne-am dorit mult să avem această discuție împreună și să vedem unde noi mai putem să contribuim, de ce este necesar ca să ne apropiem de aceste standarde. Noi le vom mai detalia un pic. Deci, de principiu, vă spuneam, estimarea noastră e că pentru o instituție de învățământ ca să treacă prin această transformare ar fi nevoie de până la 2 milioane de euro. Din experiența proiectelor anterioare, reieșând din costurile care sunt astăzi, din necesitățile pe care noi le vedem, ca într-adevăr să obținem o asemenea schimbare la asemenea învergură, noi țintim această cifră. Cifra asta e foarte mare, dar ea nu trebuie să ne sperie. Când zic că e foarte mare, ea e echivalent cu tot fondul pentru subvenții în agricultură pe un an de zile. Sau cu tot fondul rutier. Și vă dați seama că noi vorbim de 35 de instituții de învățământ. Da? În care noi axăm și prioritizăm lucrurile. Așa că e un obiectiv ambițios. Dar eu cred în obiective ambițioase, mai bine să le formulăm și universul alături de noi toți o să conspire că ele se produc. La momentul de față, noi am identificat din calculele noastre circa 14,5 milioane de euro. Deci asta e ceea ce noi avem astăzi și deja știm că putem să începem să investim și o să începem să investim, acum o să vedeți un pic mai târziu în prezentare. Mai avem aici o distanță, dar avem alături de noi parteneri de încredere și nu doar, pe suportul cărora noi mizăm. În continuare. Da, câteva elemente, infrastructura, dotările, incluziunea și accesibilitatea, managementul și procese interne eficiente, investim și în pregătirea cadrelor didactice. Am vrea să explorăm foarte mult cu voi flexibilizarea curriculumului, planuri cadru de alternativă. Haideți să încercăm să experimentăm. Ori eu am învățat într-un sistem de învățământ în care am avut ocazia să învăț 4 discipline la liceu, 32-34 de ore. Aristotelul a implementat așa ceva în Republica Moldova. Sunt câteva instituții de învățământ care pilotează aceste planuri cadru model mai flexibile, care oferă mai multe opțiuni pentru elevi. Eu mi-aș dori foarte mult noi să avem această discuție cu voi și să vedem dacă ați fi dispuși să încercați să facem asta și la voi în instituții. Să dăm voie elevilor la liceu să-și selecteze mai puține discipline, dar mai în profunzime. Analizăm împreună ce ar presupune asta și noi suntem aici să vă sprijinim în această schimbare. Clar că utilizarea mai pe largă a resurselor digitale pentru evaluare, activități extracurriculare, în general o cultură a excelenței academice, gândirea antreprenorială, adaptabilitate și cooperare, promovarea formării și învățării inclusiv prin resurse digitale. Deci iarăși, asta e cumva o dimensiune aspirațională pe care o avem și câteva dimensiuni principiale de intervenție. Noi o să publicăm un concept și un ghid de implementare a școlii model. Noi practic l-am finalizat. Acolo o să descriem foarte așa punctat, e descris foarte punctat ce trebuie să fie într-o școală model. Acum trebuie să înțelegem că unele din lucrurile astea, de principiu, cred că în unele instituții loc nu este, dar în unele este. Și cel puțin în cele pe care o să le construim o să fie cu siguranță. De asta noi le-am scris pe toate, noi nu ne-am reținut.
am dat curs imaginației și n-am setat o limită, așa că am zis că o să avem tot ce vrem. A fost așa un fel de listă de Crăciun, dacă doriți, pe care noi am inclus-o aici. Din tot ce am mai văzut, am mai citit că există de principiu în educație în alte țări. O zonă verde și o seră inteligentă unde putem face lecții de biologie, chimie, inclusiv aplicative și să oferim asemenea experiențe de învățare. O zonă de compostare, pentru ca să învățăm pe copii despre necesitatea separării deșeurilor și să avem și ocazia să discutăm la lecțiile de ecologie despre asta. Tot aici s-ar include și toate elementele legate de eficiență energetică, un gard fizic, este un ghid foarte fain de la Ecovisio pe cum ar trebui să arate o școală pentru ca să fie conformă la toate rigorile și cerințele ecologice care pot fi. Noi de acolo ne-am inspirat și asta o să regăsească detaliat în ghidul despre care vă spuneam. Bineînțeles că o spune mare accent și asta cred că peste tot este posibil de făcut. Să avem un teren sportiv exterior, multifuncțional, bine amenajat, să avem și piste de alergare și teren pentru jocuri competitive. Foarte important aici să menționăm că e important să oferim activități sportive atât pentru fete și pentru băieți, care să fie populare pentru toți, și să avem și facilități multifuncționale în caz de necesitate. O să investim în săli de clasă renovate. Cred că, ziceam, unii dintre noi au beneficiat, 25 de instituții, de investiții, fie prin clasa viitorului, fie prin UNICEF acum cu refugiații, fie prin UNFPA-ul care face alt proiect. Deci, de principiu, toată lumea a văzut mobilier multifuncțional și cum arată clasele după o renovare. Ideea e toate clasele din școală să arate așa. O sală polivalentă de evenimente. Cine de aici a fost vreodată la clasa viitorului la Creangă? Ne-ar plăcea mult ca amfiteatrele pe care le avem sau acele săli de concerte, spectacole care sunt, să arate mai mult, mai aproape de modul în care arată clasa viitorului și care să ne permită, în funcție de necesități, să facem o diversitate de activități acolo. O bibliotecă modernă și multifuncțională, un lucru care l-am văzut la Heritage, de exemplu, dincolo de faptul că e bine în bibliotecă să avem și calculatoare, nu doar cărți, și un spațiu pentru Consiliul Elevilor unde pot merge și lucra, și în general biblioteca să devină un spațiu unde se pot întâmpla diverse activități, o cantină renovată, bineînțeles, spații creative, cameră de odihnă pentru profesori. Noi în ghid am descris un spațiu destul de amplu pentru cadrele didactice, pentru că starea de bine este tare importantă. Acum o să trebuiască să căutăm împreună cu voi spațiu pentru asta, în instituțiile voastre de învățământ, cum să putem face această cancelare mai prietenoasă, că e tare important și cadrele didactice să aibă un spațiu de refugiu și de lucru, unde se poate să-și reîncarce bateriile, punct medical, cantină modernizată, pe partea de incluziune, rampe, blocuri sanitare adaptate, lift, un CREI dotat, dispozitive asistive disponibile. O să ne ajute nu doar UNICEF pe partea asta, dar o să facem uz de expertiza care există, în special la UNICEF, pe dimensiunea incluziunii și o să trebuiască să facem un efort, chiar dacă asta costă, pentru a asigura incluziunea fiecărui copil și ne-am dorit foarte mult să putem să asigurăm toate aceste lucruri într-o instituție de învățământ. Un subiect critic cumva, dar la care poate mai puțin atenție s-a acordat până acum, e rețeaua de Wi-Fi, care să fie funcțională în toată instituția, un sistem de supraveghere video, o sală pentru servere, pentru că tot mai mult o să folosim conținut digital și trebuie să avem aceste lucruri pregătite. Am văzut școli care au asta în Republica Moldova, poate unele din școlile noastre au asta. Eu am văzut ceva foarte apropiat de ce ne-am dorit noi la Mihai Eminescu în Bălți. Tehnologii digitale, asta o să fie și prima intervenție de altfel, pentru că echipamente putem procura mai ușor. Calculatoare, monitor interactiv, imprimante, scanere, dispozitive pentru realitate augmentată și realitate virtuală, manuale și conținuturi digitale. Deci noi chiar astăzi dimineața am discutat cu editorii. Noi vrem anul ăsta să transformăm 17 manuale de la disciplinele chimie, biologie, fizică, matematică în manuale interactive.
digitale care să fie disponibile și pe tablet și pe telefon și în variantă web, care să aibă integrate video-uri, teste și tot restul. Avem resursele pentru asta, pentru că noi, pe de o parte, oferim echipament, facem instruiri, dar nu avem conținut. Și atunci am zis că trebuie să facem ceva și pe dimensiunea de conținut și asta o să fie principala intervenție. Eu sper că noi anul ăsta o să avem primele manuale 100% interactive și disponibile pentru toți. Laboratoare digitale, iarăși unii probabil au chimie, fizică, biologie, unele instituții urmează să dotăm și deja lucruri de ultimă oră, clasă de robotică, 3D printing, makerspace-uri, ca să încurajăm tinerii să descopere ingineria. Două din rețea deja au, cu ajutorul USAID-ului. Și ideea e să extindem și mai departe lucrul ăsta. Acum, ce urmează? Pentru că să fim foarte concreți, că în rest am zis că am care viziunea și în ce direcție trebuie să mergem. Pornind de la cele 14,5 milioane da, care erau astăzi committed, eu un pic am schițat cam ce o să se întâmple în 2024. Deci noi avem, din lista celor 35, 5 instituții de învățământ care au participat în primul proiect cu Banca Mondială. Noi le-am inclus și acum, pentru că de principiu s-a renovat un bloc Bunăoară și un bloc mai necesita investiții. De asta miza noastră este că în aceste 5 instituții de învățământ să reușim să încheiem și lucrările în 24, dar cel puțin să fim într-o etapă avansată a lucrărilor în anul 2024, pentru că avem proiectele tehnice, urmează doar să le revizuim un pic și să facem achizițiile și să pornim lucrările în 5 instituții de învățământ. În alte 5 instituții de învățământ, miza este să avem contractate lucrările de renovare. Deci să terminăm cu proiectarea tehnică și să avem contractul semnat cu agentul economic care o să facă renovările. Ambele aceste acțiuni sunt susținute de către Banca Mondială și aici sunt cele 10 instituții în care există un angajament puternic pe partea de infrastructură. Deja. Pentru celelalte suntem în căutare. Din principiu, în toate 35 o să putem să facem o primă investiție în dotări și din cifrele care noi le-am pus la un loc, pentru că sunt mulți parteneri și pusul la un loc nu e întotdeauna simplu, vorbim de circa 35.000 de dolari și adițional în 10 din astea 35 o să mai fie încă 80.000 de dolari. Deci pentru 10 investițiile totale pe tehnologie informaționale cred că o să ridice la 2 milioane de lei. Foarte important cu acest program de transformare. Eu cred că noi până luna aprilie o să trebuiască să avem aceste discuții cu dumneavoastră, cu suportul partenerilor, să stabilim un angajament, un plan instituțional, ce vrem să schimbăm la noi în instituție. Cum vedem noi instituția model în accepțiunea noastră, a cadrelor didactice la noi din instituție, a elevilor și de ce este nevoie pentru ca noi să ne apropiem de acel standard. Și noi putem să vă susținem în acest proces, dar în varianta ideală eu aș vrea pentru fiecare instituție noi să avem un asemenea program și să știm foarte clar că mergem în direcția asta și uite, așa suport este necesar. Ne gândeam să lucrăm, nu știu, cu Universitatea Creangă, cu prodidactica și să construim o relație de mentorat, de suport de 1-2 ani de zile în care să fie alături colegi care susțin acest proces de schimbare, în esență. Și pe planul cadru, zic să explorăm dacă putem să încercăm ceva mai flexibil în instituțiile noastre și ce ar presupune asta și cum noi putem eventual să acoperim anumite necesități. De autobuz am zis anterior. Ceea ce urmează să se întâmple până la mijlocul lunii martie, în 25, deci în celelalte 25 care nu sunt în alea 10, și noi o să vă spunem un pic mai târziu care sunt alea 10, o să vină colegi de la Banca Mondială să vă facă auditul energetic, un pre-audit energetic. Pentru că noi ne străduim în alt proiect al Băncii Mondiale legat de eficiență energetică să vă includem. Și pentru ca să vă includem, o să vină să vadă care este starea lucrurilor și cam care ar fi economiile potențiale ca urmare a implementării unui proiect mare de eficiență energetică. Așa că o să-i
primiți în instituțiile noastre în decurs de, nu știu, într-o următoarea lună. Discuțiile au fost ieri. Deci, cum spuneam, faptul că sunteți în această listă înseamnă că noi chiar ne străduim pe bune tot ce găsim și vedem că există disponibil să vă includem. Așa că o să vină și o să fac acest preaudit energetic. Ulterior, proiectul ar urma să fie aprobat în martie, să treacă prin Parlament până în septembrie și din 2025 să putem începe lucrările de eficiență energetică în astea 25 de instituții de învățământ. Cel puțin așa sună la moment obiectivul nostru. Deci asta este partea din ceea ce deja se va întâmpla cu certitudine. În egală măsură, Ministerul Educației o să continui să fie în procesul de identificare a resurselor pentru a atinge volumul necesar de investiții și asta o să fie o prioritate majoră pentru noi anul ăsta și vom prioritiza un pic lucrurile. Un alt eveniment, element despre care trebuie să vă spun, în luna aprilie, alături de mai mulți parteneri, cred că principal USAID, dar sperăm că și ceilalți parteneri se vor alătura, vom desfășura un eveniment care o să numească Săptămâna Educației, ce o să fie câteva zile dedicate subiectelor legate de educație, în care o să dezbatem diverse probleme, o să oferim evenimente de tot tipul. Suntem acum în procesul de elaborare a agendei, dar în prima zi acelei Săptămâni a Educației vom lansa un pact național pe care o să-l numim Moldova pentru Educație, pentru că noi credem foarte mult că e nevoie de întreaga țară, de întreaga societate, de mobilizarea noastră a tuturor, pentru ca să reușim să obținem obiectivele pe care le avem, ca să reușim să creștem cu 25% acele rezultate PISA. Și atunci nu este suficient doar ministerul, doar partenerii internaționali, doar sistemul să lucreze la lucrul ăsta, dar ne dorim să putem să atragem și parteneri privați, companii mari, care să pună umărul și să investească alături de noi toți care suntem în sala asta, în această rețea, și societate civilă care se alăture și nu în ultimul rând cetățeni simpli care cred în importanța educației și care vor să fie alături de noi în acest proces de schimbare. Deci noi vrem să avem o inițiativă cât mai inclusivă și să mobilizăm întreaga societate în jurul acestui obiectiv și o să lansăm acest angajament în luna aprilie la acel eveniment. Pot să vă spun că noi am avut săptămâna trecută discuții cu Premier Energy și ei o să susțină, de exemplu, cu alimentare gratuită câteva instituții. Săptămâna viitoare ne vedem cu Orange și o să continuăm să discutăm cu businessul mare din Moldova, să le spunem ceea ce vă spunem și vouă astăzi, că în fiecare an pierdem 15.000 de copii, 15.000 de copii care nu ating acel nivel minim de competență. Asta e un potențial enorm nevalorificat și trebuie să facem o acțiune comună, toți împreună, pentru că este în interesul tuturor, ca să-i ajutăm pe acei copii să-și realizeze potențialul și pentru ca noi ca țară să avem forță de muncă puternică, calitativă și bine pregătită. Deci, astea în linii generale sunt planurile noastre pentru 2024. Vă mulțumim că sunteți și voi parte din acest proces. Noi acum o să ne mergem la dumneavoastră în instituții și o să vrem să avem discuții cu dumneavoastră și comunitatea dumneavoastră, ca împreună să schițăm mai bine, spunem un pic de detalii pe această viziune și să înțelegem cum fiecare dintre instituțiile noastre poate face parte din acest proces, nu doar, iarăși repet, că nu-i doar despre dotări și infrastructură, dar despre o schimbare în instituții și cum noi putem să vă susținem și vrem să facem asta într-o manieră cât mai participativă. Vă mulțumesc pentru atenție și acum o să rugăm ceilalți colegi să vină cu scurte prezentări pe celelalte subiecte. Mersi tare mult și într-un ceas bun!
Bună ziua, eu sunt Sergiu Lăsianca și în proiectul Băncii Mondiale funcția mea este de sprijini Ministerul Educației, de a facilita comunicarea dintre Ministerul Educației, Banca Mondială și beneficiarii proiectului în implementarea acestui proiect. Imaginea care vedeți pe ecran, am observat reacția, mulțumesc pentru această reacție. Nu este imagine întâmplătoare, este produsul inteligenței artificiale. Am comunicat cu inteligența artificială cum ar putea fi prezentată prin desen abordarea holistică pe care are Banca Mondială în implementarea proiectului îmbunătățirii educației în Republica Moldova. Am propus toate parametrii care sunt prevăzute în proiect, în documentul destul de sec, cum este documentul de proiect, și în final am avut această imagine. Și chiar inteligența artificială și au prezentat și unele explicații. Noi vorbim despre îmbunătățirea calității educației și nu putem obține educația calitativă dacă nu avem un management calitativ. Și rădăcinile acestui copac reprezintă managementul calitativ. Tulpina sunt instituțiile care sunt create în cadrul acestui proiect sau sunt dezvoltate în cadrul acestui proiect. Ramurile sunt resursele umane, sunt cadre didactice, cadre manageriale care lucrează. Și procesul educațional prezentat în această ecrană vorbește despre diferite tehnologii. Vis frumos, da? Și acum, de la acest vis frumos, care este foarte important pentru a primi energie care oferă posibilitatea să mergem înainte, să trecem un pic la structura mai logică. Proiectul, eu o să repet ceea ce spunea și doamna Dobescu. Banca Mondială are abordare holistică pentru dezvoltarea sistemului educațional și când vorbim despre investiții, ne gândim nu doar la unele puncte care dau rezultatele imediate, dar ne gândim la durabilitatea investițiilor și la influența acestor puncte unde investim pe întreg sistem. Management de calitate, unul din componente. Când vorbim despre management de calitate, în cadrul proiectului Băncii Mondiale, sunt prevăzute mai multe acțiuni. Una din acțiuni este revizuirea standardelor manageriale. Pentru că standardele manageriale descriu cum ar trebui să fie un management calitativ în instituție educațională. Alt document important, revizuirea standardelor pentru cadre didactice. Avem standardele aprobate în 2016, au trecut ceva timp, au schimbat mult în sistemul de predare, am simțit toți influența tehnologii informaționale. În standardele noastre noi nu avem componente legate de componențe digitale și obligatoriu această componentă a să fie inclusă și ca domeniu în standard din viitor. Avem alt sistem important pentru management. Nu este posibil de luat o decizie dacă nu posedăm informații corecte, informații la timp prezentate. Avem sistemul informațional de management în educație, care tot a fost dezvoltat cu ajutorul Băncii Mondiale în proiectul precedent. Și în cadrul acestui proiect este prevăzută includerea unor module noi, care vor ajuta să acumulăm informațiile mai multe, mai importante și cel mai important, acest sistem se ajută să generalizăm rapoartele în guste pe domenii care oferă posibilitatea de lua unele decizii importante. Resurse umane competente. În cadrul proiectului o mare atenție este oferită dezvoltării resurselor umane. În primul rând sunt formări în masă, 20% din tot întreaga comunitate cadrelor didactice este prevăzută, vor fi formată în utilizarea, aplicarea standardelor pentru cadre didactice.
vor fi formate în utilizarea unui instrument foarte important pentru observarea calității procesului educațional, instrumentul TEACH. 50% de cadre manageriale este prevăzute vor fi implicate în activități de formare privind implementarea standardelor de competență profesională pentru management. Vor fi prevăzute, dacă am vorbit despre școlile model, și aceste școlile model vor fi dotate și cu echipamente. Dotarea aceasta cu echipamente numai decât va fi însoțită și de formările speciale pentru profesori care vor utiliza aceste echipamente. Spații conform standardelor. Domnul ministru a vorbit foarte mult, probabil că deja nu este necesar să adaug eu ceva, dar este o componentă importantă care este prevăzută în proiectul Băncii Mondiale. Și aici vreau să spun încă un lucru important, că aceste spații conform standardelor care vor fi realizate în școlile model ar trebui să fie servite ca și model pentru celelalte școli. Echipamente performante. Nu doar 35 de școli vor fi dotate cu echipamente performante. Proiectul Băncii Mondiale prevede dotarea a 200 de școli, a 200 de grădinițe, pentru că din grădiniță vin copiii în școală, și aceste dotări tot vor fi focusate anume pe echipamente performante care vor ajuta elevilor, care vor ajuta profesorilor să înțeleagă subiecte importante, subiecte profunde, subiecte abstracte. Didactică prietenoasă. Domnul ministru vorbea despre incluziunea și probabil că în ultimii 10-15 ani noi încet începem să înțelegem că fiecare din noi are nevoi speciale. Fiecare din noi. Fiecare elev care vine în instituție are cerințele speciale. Și arta profesorului constă în crearea condițiilor, în organizarea procesului educațional în așa fel, că fiecare elev să aibă posibilitatea de a primi informații și de a primi exerciții care sunt pentru necesitățile lui. O componentă foarte importantă în acest proiect, componentă care probabil că niciodată, cel puțin din cunoștințele mele, nu a fost în masă aplicată în țara noastră, componentă legată de implementarea unor evaluări rapide care vor ajuta să identificăm care sunt problemele de învățare la elevi. Domnul ministru vorbea despre rezultatele PISA, alte persoane au făcut referință la rezultate PISA. Da, noi putem să constatăm că succesele școlare elevilor nu sunt cele mai bune, sunt foarte modeste sau sunt scăzute, dar nu fiecare dată înțelegem care sunt motivele acestor insuccese. Și această evaluare rapidă ar trebui să identifice tendințele și ar trebui să identifice lacunile în studierea, în primul rând, matematicii și limbilor. Și după asta vor fi elaborate programe de remediere. Și în cadrul proiectului este prevăzut că 18.000 de elevi, timp de 3 ani, câte 6.000 de elevi pe fiecare an, din cei elevi care au probleme în învățare, vor primi suport, vor participa în programe tutoriale, aproximativ timp de 10 săptămâni, de 2-3 ori pe săptămână, vor lucra cu persoane pregătite pentru a ieși din dificultățile în învățare. Și experiența aceasta, cu siguranță, după asta, vor putea fi preluată de sistemul educațional nostru. Și încă o componentă importantă, parteneri responsabili. Parteneri responsabili pentru că școala există în comunitate. În jurul în comunitatea aceasta sunt incluși părinții, în comunitatea aceasta sunt incluși oamenii care trăiesc în această localitate, oameni de afaceri sau funcționari. Și școala nu poate dezvolta bine dacă ea nu ia în considerație interesele partenerilor. Și procedurile Băncii Mondiale privind consultările obligatorii în procesul de renovare, în procesul de dotare, în procesul de identificare necesităților, consultările cu comunitatea școlară. Și
Probabil că cei care au participat deja în acest proces, în proiectul precedent, ar putea spune mai multe detalii despre asta. Proiectul îmbunătățirii educației în Republica Moldova este unul ambițios. Dumneavoastră să aveți posibilitatea să vedeți toate cifrele concrete în alte documente, dar acum, la final, eu vreau să spun că visul acest frumos care noi am văzut în prima imagine, visul care a fost prezentat de domnul ministru, poate fi atins doar dacă noi înțelegem că este visul nostru comun, dacă noi înțelegem că noi beneficiem de succesele unul altuia. Și dacă noi ne bucurăm că sunt 35 de școli care devin școlile model, dar eu nu sunt din școala aceasta, eu oricum mă bucur pentru că școala aceasta prezintă model pentru mine, pentru dezvoltarea mea. Mulțumesc pentru implicare. Mulțumim mult, domnul Lusienko, pentru prezentare. Într-adevăr, e dimensionat că focusăm, prioritizăm eforturile 35, dar lângă asta se mai întâmplă alte lucruri. Știți bine, avem 142 de instituții de învățământ cu blocuri sanitare, în care renovăm 200 de instituții unde o să fie investițiile în TIC. Deci, oricum, asta nu înseamnă că noi nu investim în întreaga rețea, doar că undeva încercăm să prioritizăm acele investiții, dar nu uităm nici de toți ceilalți. Acum o să avem două scurte prezentări din partea la două doamne director. O să începem cu doamna Donoaga Daniela din Cojuzna Ștrășeni. Dumnezeu este directoarea unei instituții de învățământ, una dintre unica, practic, cu excepția Sălcuții, instituții de învățământ, care în primul proiect a Băncii Mondiale a beneficiat de renovare integrală a instituției. Și dacă în alte instituții s-a reușit a face câte un bloc, atunci, în cazul Strășenilor, Cojușna, eu am fost acolo, toată instituția a fost renovată și, într-adevăr, arată extraordinar. Și o să rugăm să ne împărtăși un pic din experiența dumneavoastră în implementarea proiectului. Sper că reușesc să... domnule ministru, stimați colaboratori a Ministerului Educației, dragi parteneri, dragi colegi, sunt onorat astăzi să vin cu o prezentare a instituției e despre visuri. Deci nu știu cu peștișorul de aur sau cum să asociez, nu-mi vine acum, dar vă spun sincer că pur și simplu nu-mi vine să cred că am reușit această performanță. Da. Deci e ca într-un puzzle. Fiecare detaliu face diferența și fiecare element este important. Mi-a plăcut astăzi determinarea cu care a venit domnul ministru și cu viziunea și doar împreună cu partenerii și cu alți factori care implicați putem reuși, crea condiții mai bune copiilor. Și acum o să menționez doar un moment, câteva momente. Deci, la 12 km de Chișinău, după o reorganizare foarte durută, deci în localitatea noastră era liceu și gimnaziu, în 2016, prin decizia Consiliului Raional, a fost reorganizate prin absorpție aceste două instituții, pentru că anterior aveam doar 370 de elevi, după reorganizare vă dați seama că am fost eligibili în cadrul proiectului, pentru că numărul de beneficiari este un criteriu relevant în cadrul proiectelor. Și, respectiv, 720 de elevi, cred, aveam atunci când am depus dosarul. Ziceam că reorganizarea a fost foarte dureroasă. Acum, dacă aș întreba colegii mei dacă ar fi vrut să revin în poziția inițială, cu siguranță nu. Deci, în instituție vin copii din Roșcani, Siriaț, localitățile vecine. Chiar acum avem un flux și din Chișinău avem câțiva copii care vin. Fac naveta și chiar sincer să vă spun, cu mâna pe inimă spun că în Cojușna starea de bine și școala este mai prietenoasă copilului. Deci avem un flux de copii din Roșcani în treapta primară și gimnazială, acum cumva încercăm să stopăm, adică, mă rog, chiar dacă au școala lor în sat, vin spre Cojușna. Și 58 de cadre didactice, 6 cadre didactice cu statut de bază vin din Chișinău.
Nu mai zic că avem cadre didactice care vin și din Strășeni. Avem un microbus școlar cu care deplasăm copiii, dar prioritar au, deci transportul școlar este cu destinație de a transporta copiii în treapta liceală, pentru că în satele vecine nu uneori, în unii, adică Roșcaniu nu au liceu, e gimnaziu acolo și Serețul uneori nu deschid, adică nu aveau clase de liceu, atunci copiii vineau spre Cojușnă. Și acum vă arăt așa câteva secvențe din cum arăta școala. Da, arată poate de domeniul fantasticului sau nu știu, dar așa arăta. Chiar răscolind acum prin telefon pozele astea, câți din telefon făcute, nu am avut nicio intenție să arăt, să denigrez imaginea altor colegi de-ai mei. Da, șobolanii erau la ei acasă. Se simțeau că la ei acasă, da. În sala de sport este un seminar raional. Deci, am zărit colaboratorii FISM-ului prin intermediul căruia am implementat. Aici, partea unde stau profesorii era mucegai și chiar în cadrul proiectului au fost alocați bani suplimentari pentru a ne debarasa de... Capacitatea școlii, clădirii, este de 840 de elevi. Deci așa arătau vestiarele. După renovare, deci am redeschis intrarea principală în școală. Deci aici, sincer, erau în curtea școlii în fața aici, deci intrarea nu era în fața școlii, adică acum e fața, atunci era spatele școlii. Erau capre priponite și pășteau. Scuzați-mă de... A fost îngrădită instituția total. Deci, anterior, prin curtea școlii era așa un fel de drum adițional sau un traseu prin care se trecea dintr-o parte a localității în alta. Deci, avem școli dotate, avem sale de clasă dotate, cu table interactive, display-uri interactive, care un display costă în jur de 90.000 de lei. Da, eu... Deci, condiții mai bune pentru copii, un seminar raional cu mobilier, iluminare, lavoare, sălile de informatică. Deci nu credeam vreodată că în sala de informatică o să ne debarasăm de calculatoarele alea cu anex în spate, cum, nu știu cum să zic. Da, acum avem săli de clasă. Deci vestiarele au fost dotate cu dușuri. Asta este sala de festivități, dacă ați zărit-o anterior. Acum așa arată. Deci a fost un proiect de suflet. Deci copiii din România au zis cum se întâmplă că guvernul României susține Republica Moldova, dar noi nu avem așa școli. Deci mă durea sincer când am auzit. Adică eram foarte bucuroasă. Deci sala de sport pe care ați văzut-o anterior, acum așa arată. Un centru de resurse prietenos copiilor. Deci cu ocazia implementării proiectului respectiv, copiii au noi, contribuția părinților a fost uniforma școlară. Dacă... Așa, sala de mese. Deci, da, aici e spațiul unde vă spuneam anterior că nu era aici fața școlii, era undeva în spate. Aici era, așa cum am zis. Și, deci, conform proiectului, intrarea asta era, dar ea a fost închisă pentru că
nu era posibil de deschis, că trebuiau mulți bani. Deci vă asigur că nu e de domeniul fantasticului, e real și visurile pot deveni realitate. Vreau să zic că nu e ușor, pentru că asta am avut foarte multe impedimente. Ajungeam la etape la care spuneam că dacă nu faceți, pentru că am avut o problemă cu resursa de apă, deci n-am reușit să atașez toate pozele. Noi am construit o sondă, bani suplimentari alocați de, în cadrul acestui proiect. Domnul Harea, nu știu dacă este, dar, Doamne, cu cât greu, vă rog frumos că nu pot transfera copiii când avem apă. Inițial, prerogativa, deci sarcina asta o luase primăria, ulterior, după devizul de cheltuieli, au zis că presupune cam mulți bani, știți cum e, acum liceele, școlile, cumva stat în stat. Și trebuia să ne descurcăm, am intervenit și ni s-a alocat bani suplimentari, 1.500.000, pare mi se, de lei, pentru construcția unei sonde. Alt impediment a fost cazangeria pe care trebuia Consiliul Raional să o construiască și a asumat responsabilitatea ulterior, s-a schimbat președintele de raion și a zis că nu mai face și iarăși, haideți, vă rog frumos. Deci atâtea impedimente și atâtea obstacole încât nu credeam că o să ajung la produsul final. Deci vreau să mulțumesc și m-a bucurat astăzi determinarea și am zis a domnului ministru și viziunea și sunt convinsă că doar așa, cu determinare, cu viziune, putem reuși și visurile pot deveni realitate. Mult succes și felicitări tuturor celor care sunt incluși în acest proiect. Mulțumim tare mult, doamna Daniela. Într-adevăr, noi când v-am vizitat, am rămas mirați. Sincer, nu ne așteptam că o să găsim așa instituții de învățământ care arată așa în Republica Moldova și felicitări echipei pentru faptul că nu, cu siguranță nu e ușor și ceilalți care au fost în proiect cunosc, învățăm în două schimburi, un an jumate, până facem reparații, nu toți părinții sunt de acord, diverse probleme pot apărea în implementare, dar produsul final poate să arate așa, respectiv eu cred că toate eforturile alea o să se merite într-un final. Și vrem să o invităm și pe doamna director, liceu Petru Rareș din Soroca, doamna Cristina. Bună ziua tuturor, încântată și eu să fiu astăzi aici, domnule ministru, onorată asistență. Vin și eu astăzi cu o prezentare în fața dumneavoastră și e și ea cu referire la vis, așa cum a zis și colega mea. Un vis care sperăm să se împlinească până la capăt, pentru că, cum s-a menționat anterior, vorbim despre dotare și reparare parțială a instituției. În contextul majorărilor la toate materialele de construcție s-a întâmplat așa să fie. Deci, Liceul Teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca se află în imediată apropiere de centrul istoric, este aproape de cetatea Sorocii și desigur că este accesibil tuturor actanților educaționali. Dacă este să vorbim, are o istorie foarte și foarte veche. Din 1800, nu știu de ce nu merge domn Sergiu, da, pe săgeate, da. Din 1884 își trage rădăcinile această instituție, dar din 1998 școala medie numărul 1 a devenit Liceul Teoretic Petru Rareș, având posibilitatea de a accesa un alt nivel de educație. Așa. Așa și cum am zis, poziționarea este în imediată apropiere de râul Nistru și de cetatea Sorocii. Denumirea instituției este și ea o instituție publică, avem diferite forme de învățământ primar, gimnazial, liceal și populația școlară anul acesta, la începutul anului școlar, era... La începutul anului școlar am avut înscriși 971 de elevi, 40 de clase, aproximativ cu 100 de elevi mai mulți decât în ceilalți ani, 96 de elevi din cei 150 care se transportă din mediul rural vin cu transport școlar, iar 54 au ales să vină cu transportul public propriu și transportul public la o școală în care stare de bine e la ea acasă.
Calitatea personalului didactic sunt 100% calificați și anul acesta ne mândrim cu pedagogul anului la nivel de Republică, e vorba despre Valentina Iezinski, învățătoare. Instituția în procesul de schimbare, nu am adus atâtea poze cât a adus colega mea, dar oricum va fi clar și vizibil că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Așa arăta instituția pe exterior. Poza pe care o vedeți în stânga mea este efectuată de membrii Consiliului de Elevi și ei bucuroși anunțau pe toată lumea că în decembrie deja vom învăța în clasele noastre. Așa arată acum sălile de baie și în așa modalitate s-au schimbat holurile. Și o clasă, o lecție publică de religie. Da. Chimia, istoria, fizica, iarăși istorie. Și pentru că toate lucrurile se așează frumos dacă există și argumente, în fiecare an Consiliul de Elevi de la noi din instituție organizează un chestionar. Am fost și noi învățați cu mulți ani în urmă să facem acest lucru și pe această cale îi mulțumesc domnului Lăsienco care este prezent aici. Am fost în proiectul abilitare a elevilor în procesul decizional și anul acesta nu a fost o excepție pentru că am făcut și un chestionar în care au fost vizate două dimensiuni, era vorba despre stare de bine a elevilor în școală și, desigur, era vorba și despre infrastructură. Anul acesta am reușit să includem în acest chestionar și părinții, cei care erau foarte rezervați în a participa la astfel de momente. Și iată, din 258 de răspunsuri aici, vedeți că 75 au fost părinți. Și acest lucru ne-a bucurat pentru că asta ar însemna că am implicat toți actanții educaționali, inclusiv și cei de la învățământ primar, care mai puțin stau așa cu tehnologiile, și au răspuns părinții în locul lor. Și una dintre întrebări a fost cum apreciezi calitatea sarcinilor de lucru primite. Deci 76% au zis că sunt atractive, utile, careva au zis că nu știu și foarte puțini au zis că sunt neatractive. Condițiile de învățare din sala de clasă sunt foarte bune, 65%. Deci acesta a fost cumva rezultatul pe care l-am obținut în urma aplicării chestionarului. Numește trei lucruri care sunt foarte bune în școala ta. Profesori, bibliotecă, sală de sport, tehnologie, clasele, baie, reparație, etc. Evident, ca și în oricare chestionar, există și cealaltă parte care ar trebui să fie îmbunătățită. Și acest lucru este foarte bun pentru că, așa cum a menționat și domnul ministru, fiecare își are dreptul la opinie. Cât de satisfăcuți sunteți de infrastructura liceului? 86% au zis nota 10 și evident că este în descreștere numărul celor care mai au careva rezerve referitor la infrastructură. Și ce aspecte ar modifica? Deci aveți un șir de răspunsuri aici. Și pentru că chestionarul urmează să fie prezentat cu suport foto sau video, vă prezentăm și starea de bine de pe fețele copiilor noștri care sunt implicați în diferite activități educaționale. Una dintre activitățile pe care le avem este Lumină din Lumină, Balul Bobocilor, care cu siguranță este prezent la fiecare dintre dumneavoastră în școală. Așa, aici avem un șir de activități în care au fost premiați profesorii din instituția noastră și, desigur, elevii care obțin diferite premii și locuri la activități. În acest context, țin să mulțumesc și eu tuturor celor care au înțeles și au decis că educația este principală, este primordială și succes tuturor celor care au curajul să se implice în lucruri mari și frumoase. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Cristina! Deci, eu cred că menirea acestor două prezentări a fost să vă arătăm spate celor care poate sunt mai sceptici,
că de principiu nu sunt chiar cu totul lucruri din domeniul fantasticului. Există în Republica Moldova experiență frumoasă de implementare și eu cred că nouă o să ne reușească împreună. Eu vreau să vă mulțumesc că ați făcut un drum, un început de drum, un prim pas în acest proces de schimbare, care, după cum spuneam, are și componenta infrastructurală și dotări, dar nu este cea mai importantă componentă, este mai mult de schimbare și transformare organizațională într-un final. În următoarea perioadă, eu cred că cu domnii directori, în mod domnii și doamnele directori, o să trebuiască să ne auzim online, eventual, să discutăm un pic care ar fi planurile. Noi avem cumva două categorii la această etapă. Avem 10 instituții de învățământ, după care, după cum spuneam, care o să beneficieze. Deja din anul ăsta o să începem investițiile în infrastructură și aici o să lucrăm mai din strâns cu dumneavoastră, că sunt procese care trebuie pornite deja. Și pentru ceilalți, unde cu infrastructura suntem în proces de căutare, de resurse, mizăm foarte mult că după vizita colegilor și preauditul energetic reușim să acumulăm de acolo resurse pentru investițiile astea și oricum suntem în continuă căutare. Și în paralel menționam, tare o să ne dorim până în aprilie să reușim să venim pe la dumneavoastră cu inițierea acestei discuții despre cum vedeți dumneavoastră școala, cum văd elevii, să popularizăm un pic în instituții. Pentru că noi vrem ca proiectul ăsta până la urmă să fie a vostru. Noi să dăm un imbold, dar el să vă aparțină și să simțiți că e un produs al dumneavoastră, în primul rând, nu că a decis, pur și simplu, ministerul că trebuie făcut într-un fel sau altul. Mulțumim mult că ați făcut un drum de dimineață, mai ales cei care au venit mai de departe. Ne scuzați că e la ora 9, dar eu cred că se merită, că e un bun început și spor nou tuturor în acest proces de schimbare. Mersi mult și ne auzim!